Deci, eu am impresia că tu acolo vorbești doar engleză și cânti în engleză, dar lucrurile sunt mult diferite față de ceea ce am aflat în ultimele ore documentându-mă despre tine. Tare! Te-ai documentat? Bine! Cât s-am putut. Ai început cu muzică, da? Da. Asta a fost, început, asta a fost primul pas. Dar de ce muzică în România nu făceai muzică? Din întâmplare, cred. Știi cum a început? A început, efectiv, am zis la un moment dat, cred că a fost pur și simplu mâna destinului. Pentru că îți dai seama că puteam foarte bine să cânt în România. Însă am fost atât de prinsă în ceea ce făceam eu și îmi plăcea atât de mult televiziunea și proiectele în care eram implicat în România, încât niciodată nu m-am gândit că aș face o carieră în muzică sau că aș vrea să fac o carieră în muzică, deși muzica întotdeauna m-a plăcut. Cui nu-i place muzica? Bine, mie îmi place muzica, singura treabă și îmi place și să cânt. Adică eu cânt bine, dar se aude rău. Multora ne place muzica, dar faptul că tu ai reușit să faci din asta o carieră și nu te-ai apucat, nu știu, la 15 ani, te-ai apucat într-o lume care, totuși, la Boliu se cântă. Totuși, știm asta. De când mergeam la Autoare și de grădinar și la Lanțul Amintirilor, știm asta. Corect, și faptul că ai reușit acolo, asta mi se pare foarte tare. Da, ți-am zis, cred că a fost mâna destinului, pentru că... Dar cum s-a întâmplat? Asta spun... Practic, eram într-o seară, în primele mele călătorii în India, cu o gașcă de prieteni și lor le place să cânte, să danseze, au muzica în sânge. Și la un moment dat m-au rugat să cânt ceva în română. Și zis că devine foarte complicat în momentul în care trebuie să alegi o piesă care să sune melodic foarte frumos, încât să-i atragă. Pentru că noi, în general, suntem atrași de versuri, de semnificația lor, de artiști. Ce le-ai cântat? Le-am cântat la Bethlehem Colon Jos, acel colon pe care îl cânt în fiecare an părinților mei de Crăciun. Și care mi era mie foarte drag. Și ce au zis? Și pentru că probabil că l-am cântat așa cu patos din suflet, l-a plăcut foarte tare și au dorit să facă o piesă, să o reediteze și practic acea piesă a devenit numărul 1 anul următor. Deci de la un colind a început carierata muzicală exact. La Bollywood? A fost mâna celui de sus, vezi? Foarte. Chiar a fost. Da. Vreau să te întreb ceva. Da. În momentul în care te apuci de cântat, că e în România, că e la Bollywood și așa mai departe, problema cea mai mare pe care mulți o au este, ok, și cum găsesc, mai ales dacă nu ai cultura respectivă, cum găsești să ajungi în inima lor? Pentru că aici nu cred că e doar o chestiune de compozitori, o chestiune de feeling a artistului, nu? Cum ai reușit drumul ăla? Știi care... în continuare spun. Cred că muzica m-a ales pe mine în India, cumva, pentru că eu n-am avut un plan anume. Nu m-am propus... De astăzi înainte m-am apuc de cântat în India. Sincer, m-a luat un an de zile să mă conving eu pe mine că e în regulă să cânți chiar dacă n-ai făcut asta de când erai mic copil, așa cum spuneai și tu, pentru că în concepția mea era cumva trebuie să ai o cultură muzicală atât de vastă din copilărie încât să-ți permiți să spui că eu fac muzică. Practic m-a luat, așa cum spuneam, un an de zile să mă conving eu pe mine că e în regulă. E ok să faci asta din pasiune și vezi mai departe cum funcționează. Ideea e să fii pregătit, să faci... am făcut asta o oră de canto în fiecare zi, pentru că la un moment dat primam din ce în ce mai multe propuneri să cânt diverse piese și am zis ok, stai că nu mai e o joacă, trebuie să iau lucrurile foarte în serios și să fiu responsabil, știi? Și practic am început să mă pregătesc în fiecare zi, dar cum să zic, pentru mine asta e o bucurie. Adică lecțiile de muzică pentru mine sunt o adevărată bucurie. Muzică, filme. Da. Am văzut niște secvențe dintr-un film.